Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu de la Colegiul Național Alexandru Dobescu și astăzi vă propun să descoperim împreună aplicația Lino. Puteți să accesați această aplicație cu contul dumneavoastră Google. Este o aplicație gratuită, o aplicație ce este dedicată realizării de aviziere virtuale. După cum observați, atunci când doriți să creați un nou avizier de tip Canvas, trebuie să alegeți o denumire pentru acest avizier. Aceste aviziere pot fi colaborative, în felul acesta grupul de elevi dintr-o clasă pot încărca teme pe avizierul creat de dumneavoastră sau pot realiza propriile lor aviziere virtuale multimedia în echipă, pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare sau pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată la clasă. După cum observați, puteți să le arătați cum se creează aceste post-ituri. Puteți schimba fontul, puteți schimba culoarea caracterelor și, bineînțeles, culoarea postitului. Fundalul, de asemenea, este foarte important. De cele mai multe ori, el este un panou de plută pe calculator pe care se pot adăuga, așa cum o să observați în acest material, și imagini, filmulețe, linkuri, documente Word și se pot lipi diferite observații sau notițe la postările făcute de elevi. Așa cum observați, în partea dreaptă avem aceste butoane pentru încărcarea de fotografii sau, de ce nu, fișiere video. De asemenea, avizierul poate fi făcut public, poate să permită, iată, și numerotarea fiecărui post-it în parte și, bineînțeles, că în portofoliul dumneavoastră, în contul dumneavoastră, o să aveți o imagine de ansamblu cu privire la vizierele create de dumneavoastră. În final, o să descoperim împreună pe pagina digitaledu.ro câteva resurse, situații de învățare pe care noi le-am denumit resurse educaționale deschise, care utilizează aplicația Lino. Atât la limba franceză, chimie, istorie, biologie, pe care vi le recomandăm și vă urăm mult succes în utilizarea acestui instrument digital. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou tutorial. La revedere!